Bună dimineața, la ora 3. M-am trezit de o oră și mă simt la fel de rău pe cum arat. Bine, a venit Alex acasă strălutând de la grădini, a zis, ok, a luat o răceală. Sâmbătă, duminică, i-am dat paracetamol, suc de portocale, supă de găluște, i-a trecut. Ieri, mi s-a înfundat mie nasul. A zis, ce să fie, am luat și un paracetamol, că altceva nu putem să luăm în sarce. Și m-a trezit la două noaptea, tremurând, ca vargă. Și mi-a făcut tati un ceai, dar n-am febră. Am 37, n-am febră deloc. Doar că mă simt cum mă vedeți, deci ziua a început tare bine. Acum beau un ceai cu miere și cu lămâie. Și da, am avut poftă toată sarcina de acum, era poftă de un sandwich cald. Și făcătorul de sandwich-uri l-am aruncat, că a zis că nu l-am folosit în ultimul an. Și acum m-am aranjat și m-am făcut cu chestia aia de vafe. Dar e bun. Exact de asta aveam nevoie. Și o să mă duc să încerc să dorm puțin. Pe tatăl l-am trimis la somn, că e nici cel care se trezește dimineața cu Alex. Vă mai țin la curent pe parcursul zilei. Și așa așa, îmi pare că uite, ea nu reușe să o termin luna asta, să postez în fiecare zi. Prima dată mi s-a stricat editorul, a trebuit să învăț iar. Acum, cu răceala. Dar speră să treacă cu bine. Doamne ajută! Bună dimineața! De data asta la ora 9. Am reușit, am dormit până acum, m-au lăsat băieții, dar toată noaptea a fost o catastrofă. M-am trezit din oră în oră la toaletă, mi-era și sete și beam multă apă. M-am trezit pe la 6, udă toată, transpirată, părul ud, tricou, slip, pantalon, șosete, tot, pernă schimbat. Cred, chiar vorbeam cu tati că nici el nu se simte bine. Nu au fi păcălit vremea ieri când am văzut noi soare și am spălat geamurile, dar au fi fost totuși un pic de curent. Acum nu mai am temperatură, dar azi noaptea am avut și am luat un paracetamol. Și acum o să iau iarăși un paracetamol, așa preventiv. Și să vedem ce reușim să facem astăzi, că suntem terminați și eu și tati. Tati nu a avut febră, se simte mai bine, dar tot îl doare capul. Gâtul foarte tare, el acolo e sensibil și curge nasul. Alex îi trecuse, ieri nu mai avea nimic, azi dimineața a tușit un pic, deci continuăm cu siropul de tuse. Și eu sunt așa. Și Doamne, chiar îi zicea tatea seara, sper să fie doar răceală, nu? Dar n-am fost pe nicăieri, n-am intrat în contact cu nimeni, nici la biserică n-am fost pentru că Alex a fost răcit. Și a zis să nu ne ducem, să dăm și la alții. Deci n-am fost nicăieri. Doar în grădină am fost duminică, am cules niște mere pentru că v-am spus că vreau să fac plăcintă cu mere. De la vecin, chiar ne-a dat un vecin multe mere și acum vreau să fac și compot. Am făcut și anul trecut și mi-a prins bine în sarcină, că nu putea să mănânc nimic. Și acum aș vrea să fac iarăși, să am câteva borcane. Și vedeți aici tot ce mă așteaptă, că am de spălat și vasele, ca seara nu mai au putut. Le strâns prin casă. A depus hăinuțele fetei, că încă n-am apucat, Doamne, nu știu ce aștept, că la sfârșitul săptămânii, 36 de săptămâni. Și aseară mișca și se adita și chiar mă rugam, mai stai. Înainte de 37 de săptămâni nu mă lasă să nasc în orașul meu și trebuie să mă trimit în alt oraș, prea aș vrea. Și zicea, mai stai, mami, 2 săptămâni, mai stai, te rog. Așa că vlog și astăzi, un vlog polnăvicios. Sperăm că o să stați cu noi, vedem ce reușim să facem. Dacă doar le nevim în canapea, o să vă arăt. Dacă reușesc să fac ceva, o să vă arăt. Și sper să nu mă plictisesc. Uite, nu mi-a focalizat nimic, așa-i? I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.
from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Adu-și tu brânzica.
văzut sau... Nu avem voie să mâncăm până nu filmez. Miroase ceva? Da. Nu, simt nici eu nasul în fundat. Știu, e? Ce ar trebui să busuie ceva? Da, nu e ca și n-ai furculiță, ha? Pentru cine se întreabă ce am pus în paste, am pus bacon, iar aceasta este o pastă de busuioc pe care am făcut-o eu. Am luat pur și simplu florile direct din, frunzele direct din plantă cu ulei de măsline și aici am pus niște sâmburi de floarea soarelui și iau câte o linguriță și pun așa în paste și dă gust bun, mai ales acum că suntem răciți, avem nevoie. Mi-a oxidat puțin. O să-l ducem la grădiniță și apoi o să începem să mai facem câte ceva prin casă. Așa încet, încet cum putem. O să vă arăt și vouă. Sper să am timp să editez, că și ieri am spălat geamurile și nu știu dacă... N-am editat aseară, n-am reușit. Și să vedem dacă reușesc azi să editez de ieri și mâine să editez de azi și să le punem să fie. Așa, să știți că fac cerculețe astăzi. Deci, acesta este sandwich-ul cu unt și cu curcan. Aici am pus niște ardei roșu, care conține foarte multă vitamina C. Aici am ales ieri la magazin o pară, dar sper să nu se negrească. Nu pot să o pun întreagă, că nu poate să muște. Și un kiri. Trei ce? Doar trei pupice? Cât ți-am dat? Așa voia și mai ai făcut. Așa am făcut. Așa am făcut și nu-i bine? Dă-ți iau înapoi. Îți mai iau? Nu. Tu ai trei. Doar trei. Ești gata de grădi? Să te distrezi? Ne vedem. Te iubesc. Na. Du-l la grădi. Vezi că bluzița e în geantă, mami, dacă ai nevoie, da? Nu mai pot să mă țin. Țin. Da-ți tu. Țin. Țin. Bravo. Să nu-i gentuța. Noi stăm cu cutiile. Aici, asta e goală. Aici avem de bebe. Hai. Pa, pa! Te iubesc! Te iubesc! Ești șapcuța? Fil șpas! Astea suntem noi, cu toate. Am umblat un pic aici în cantină, în magazie. Am umblat un pic aici în magazie și toate astea sunt jucării. Toate astea sunt haine. 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 Aici am cădița pe care o să o aducem mai târziu. Și iarăși jucării. Și jucării. Și jucării. Dar nu știu când am strâns atâtea. Și acum am luat câteva sus să mă uit prin ele. Vedem ce am luat. Să facem niște cartofi la Instant Pot cu costiță. Aceasta este costiță cumpărată.
numai că e puțin înghețată, dar o să-și revină ea. Cartofii am dat cu sare și cu paprika și cu usturoi. Iar aici am pus câteva roșioare ce le mai aveam din grădină, sunt puțin trecute, dar mie îmi place când se înmoaie așa și dă un gust bun. Ce faceți voi, mă? Vă uitați la televizor? Dar ce film e? Cum se cheamă? Benjamin. Filmul cu Benjamin, wow! Am găsit acțipildul ăsta, ce scrie mama e cea mai bună. Și l-am pus pe aici, până vine. Nu v-am mai arătat burtica de mult, cam asta e o minge rotundă. S-a mai lăsat, e grea și așteptăm să vină. Uite, uite ce am pus aici pentru un bebe. Bebeșe? Nu-ți place? Vrei să o luăm? Nu. Îți place? Am reușit, am făcut curație medicamente și nu știam că foarte multe dintre ele sunt, mai sunt valabile doar 3 luni după ce le-am desfăcut. Și asta nu le-am mai folosit de astă iarnă. Și asta sunt cutiile. Și asta e rezultatul final. Bă, ce-o fi Hai, urcă!